Abia aștept să avem prima noastră intervenție ca supereroi. Oh, de când știi tu cuvântul intervenție? Nu-l știu, nu ne cunoaștem. Și eu aștept, o voi face mândră pe Ana. Eu sper doar să nu fie în timpul meciului. Eu, în timpul mesei, în timpul somnului de dimineață, în timpul moțăitului de prânz, în timpul somnului de seară dinainte de culcare și în timpul somnului din noapte. Oare bunicul chiar a fost în armată sau în somnată? Normal că dorm atâta. Toate nopțile mele supravegheam în amicii. Acum s-au adunat. Aoleu, asta înseamnă că dacă nu mă opresc să mă joc jocuri de luptă, atunci o să ajung și eu ca tine să dorm la bătrânețe așa mult, pentru că și eu acolo supraveghez în amicii. De-aia pierzi mereu, că supraveghez bine, nu? Ce? Nu pierd. Oh, ba pierzi, pentru că am făcut eu un program care nu te lasă să treci de nivel. Poftim? De ce? Îmi place cum te manifesti când pierzi, mai ales urlete ora de maimuță. Scoate-l imediat. Mă gândesc. Vrei să am o bătrânețe plină de regrete, să nu-mi dovedesc că sunt bun la ceva? Bine, îl scot. Eu știu cu exactitate cum va fi bătrânețea mea. Oh, cât te iubesc. Și cum va fi? Cum vă închipuiți? La fel ca în tinerețe. Pentru că meciurile nu se termină niciodată și eu o să fiu la pensie. Poftim? Dar mi-ai spus că la bătrânețe o să avem mai mult timp pentru noi, că o să explorăm lumea. Da, draga mea, și meciurile au o lume a lor și tu nu vrei să o explorezi cu mine. Dacă te vii tu, șnițel, oare te mai poți uita la fotbal? Ce? Șnițelele se uită mereu la televizor înainte să le mâncăm? Și atunci ce îmi spuneai să nu merg cu mâncarea în cameră? Și dacă se uită la televizor, le plac emisiunile culinare? Dar nu au ochi. Cum se uită? Prin crustă. Serios? Data viitoare când o să mai mâncăm șnițele, o să mă joc cu ele concursul de clipit. Uf, ești fără scăpare. Oare unde e Ana? S-a apucat de cele 3000 de lasagna? Bunicule, dar dacă să zicem că reușește să facă 3000, nu se strică până când apuci să le mănânci pe toate? Tu nu știi ce poate stomacul ăsta, odată am. Să nu-mi zici că în război ai mâncat 3000 de inamici, bunicule, că mă sperii? Nu, voiam să vă zic că am mâncat 5 plăcinte, 5 tăvi cu plăcinte cu brânză și nu erau ale bunicii voastre. Eh, am făcut și eu vreo 30 de plăcinte tari, dar a 41 ți-o amintești? Oh, da. Atunci te-aș fi cerut în căsătorie încă o dată. Eu te-aș cere și acum. Cere-l. Nu poate, sunt deja căsătoriți, era un fel de a spune. Hei, familie! Unde ai fost? Nu miroșa lasagna. Nu, am fost în vizită la părinții mei. Și-au făcut lasagna, mama ta nu face lasagna. Oh nu, mama urăște. E sigură că ești fiica ei? Pentru că tu știi să faci, dar ea îl urăște. Și sigur nu ești adoptată? Dacă e fiica ei, nu trebuie să le placă același lucru. De exemplu, mie nu-mi place deloc fotbalul. Au încurcat-o la spital? Dragule, nu spune prostii. Ce zice Ana? Mergem azi în parcul de distracții? Eu nu-ți mai dau bani. Nici eu. Deci angajează-te mai întâi. Of, bine. Atunci mergem într-un parc normal și facem o plimbare. Sigur. Chiar mi-era doar să facem asta noi doi. Mă duc să mă pregătesc. Mergem și noi la o plimbare în doi, iubitele? Gol! Da, gol! Ce ziceai frumos-o? Nimic. Ți s-a părut. Of, te iubesc atât de mult că ți-aud vocea și când mă bucur de victorie. În alte circunstanțe, aceste complimente m-ar fi făcut să plâng. Trebuia să spun pum în ton mai mierlos? De ce n-a funcționat? Mă duc să fac curat în bucătărie. Așa face când e supărată. Cine a supărat-o? Copii? Nu vă mai certați. Sigur, noi am supărat-o. Păi voi, cine altcineva? Fădalul, cine crezi? Nu-mi da vina pe copii. Azi te contrazici prea mult, nu cred că e bine să-ți mai fac complimente. Și asta-i familia mea. Cu cine vorbești? Cu mine însă? Ce, nu pot? Familia, avem o problemă. Nu spune că bunicul ieri a înfundat toaleta. Nici n-am fost azi. Of, și când o să te duci? Nu, e ceva urgent. S-au copt lasagnile? A avut loc o spargere la o bancă și cred că e mâna lui Năluceanu Fărnicianu. Și de data asta chiar că trebuie să-l prind. Te ajutăm și noi când o să dau cu ciocanul ăsta în el. Ce determinare! Vreau să-mi calmez furia. Bucuria vrei să zici? Tocmai ce ți-am făcut un compliment. Ar trebui să fii fericită, nu furioasă. Mi-ar plăcea să facem echipă, dar cred că de gașca lui Mitic avem nevoie în altă parte. Unde? Vrei să ne plimbăm noi doi cu Iulian în parc? Se pare că Rujac iar încearcă să-și pună în practică experimentele. Ăla care vrea viață fără sfârșit? Da, în general e inofensiv, dar uneori dă greș și așa poate răni și pe alții. Ca atunci când a tăiat curentul în tot orașul pentru că a crezut că trebuie să mănânce brânză de vacă cu 3 coarne? A uitat de stele, până și eu știu. Da, ca atunci. Oh, păi să mergem. E dușmanul meu numărul 1. Am pierdut în ziua aia 7 meciuri din 7. Dar acum cu ce ne confruntăm? Ce nerozie vrea să mai facă? Nerozia e ceva roz. Nu cred că face nimic roz. Nerozie ești tu. Da, mie îmi place rozul. Este în casa sa și încearcă să prăjească o pasăre cu tot cu pene. Biata pasăre.
Mai este și pasărea primarului. Trebuie neapărat să o salvați. Dar de unde până unde vrea să prăjească un papagal? Primarul? Păi mergem, haideți să mergem, că poate primesc ceva gratis pentru stadioanele din București. Și să aveți grijă la el. Chiar dacă pare inofensibil, nu este. Mai ales că și-a luat un laser. Deci să aveți scuturi antilaser neapărat la voi. De ce nu și-a cumpărat ceva mai performant? Avem scuturi antilaser în camera armelor. Îl dovedim imediat. Și-a dat toți banii pe excremente de elefant. A auzit că dacă te speli în excrementele alea, trăiești mai mult. Da. Oricum, v-am dat toate detaliile, așa că i-am plecat. V-ați luat cu toții scuturile, da? Ce greoaie sunt! Ce călduroase! Astea sunt, astea le luați. Clar, clar, eu nu mă las atins de laser înainte să o mai văd pe Ana măcar o dată. Pun tancul în funcțiune imediat și mergem către casa lui și îl speriem. Așa o să facă în chiloței. Nu știu ce să zic, mai bine să nu știe că venim. Strici tu distracția. Doar vreau să ne reușească prima misiune. Bine, de data asta las aici. Data viitoare nu se discută. Care data viitoare? Bun, familie, adunare. Nu plecăm nicăieri până nu mă asigur că sunteți toți safe. Haideți să salvăm pasărea aia odată. Normal că aici suntem în siguranță, doar e sediul. Închideți gura cu toții. Ați luat cu toții scuturile? Da. Ați luat cu toții gadgeturile? Da. Bun, hai să plecăm. Suntem în curte. Rămâneți toți în spatele meu. Voi nu știți să vă furișați. Of, bunicule. Cred că zgomotul vântului tău e mai puternic decât noi care nu știm să ne furișăm. Apropo, luați o dușcă ca să nu simțiți mirosul. Vino aici pe nara furisit. Vino că... Ah, dacă te prind... Nu rupe perdeaua că a fost de la soția mea. Da, pare destul de ușor. Să-ți pierzi soția? Ce vrei să zici? Știi că te iubesc. Of, și eu te iubesc, cu tot cu capul tău de minge. Ce compliment frumos! Ah, și nu asta era intenția. Nu, 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 nu! Nu-mi dărâma uleiul ăla! Uleiul ăla a fost ținut într-un vișin din China, ah! M-am chinuit atâta timp să-l obțin. Mamă, câte pene aici! Puneți-vă scuturile, puneți-vă scuturile, Iulian și tu, imediat! Gata, gata, nu te alarma! Mama are alarmă? Adică când trec pe lângă ea, piuie ca mașinile? Vino aici, nu zbura, te prind eu! O să vină către voi, fiți pregătiți! Cine sunteți voi și ce căutați în casa mea? Am venit să salvăm pasărea și să primim acces la fotbal pe toate stadioanele din oraș. Ce? Eu nu mă ocup cu stadioane. Sunt persoana nepotrivită. Eu încerc să-mi prind pasărea mea. Atunci poate prinzi bătătorul meu. Aha, m-ai ratat. Și se laudă că ne bate pe noi. Oare Rujac este mai deștept decât tine? Stai să-mi intru în mână. Bun, deci m-a ajutat să prind pasărea? Nici gând, față de cal. Mie îmi plac caii. Atunci mă ajut tu, băiete. O să te oprim noi. Haia! Ce scârbos, ce se întâmplă? De ce devine roz? O, nu, am pus impoțiunea greșită când am plecat. Aha, și ziceau de mine că sunt prost. Acum sunt un prost roz. Cum așa? Și de ce mă rog ai o poțiune care transformă lucrurile în roz? Păi mă săturasem de culoarea păturii din pat. Am vrut să-mi amintesc de copilărie. Păi și de ce n-ai cumpărat altă pătură? Îmi place pătura, nu-mi place culoarea. Mă duc să prind pasărea aia. Nici gând. Du-te în altă cameră, gândac ce ești. De cine ai dat o poruncă mai inteligentă? Până iese, prindem pasărea și plecăm de aici. Hai pasăre, pasăre, haide, vino la mine. Așa, unde ești? O idee bună, incredibil. Pasăre, pasăre, cip cip, vino aici. Nu trebuie să vorbești cu ea ca să nu te audă. Am zis idee bună? Îmi pare rău că am zis asta acum. Nasul meu, m-a ciupit de nas. Nasul meu frumos. Și cum de mai văzut? Bunico, e sigură că nu i-a dat vreo poțiune Anei? Aha! Ridicați-vă scuturile! De ce nu funcționează? S-a stricat? Știam eu că e idee proastă să-l cumpăr pe ăsta. Nici nu merge. Aveți scuturile. Dă-i retur. Au trecut cele 30 de zile. Pasărea în părul meu nu se desprinde! Nu se desprinde! Ai prins-o, bravo! Vino către mine. Scalpul meu! Unde ești, băiat invizibil? Sunt aici. Nu-i mai răspunde. Te-am găsit! Dă-mi pasărea! Îmi e cald cu scutul ăsta. De ce ai un cap așa mic? Parcă nu erai chel când erai vizibil. Vezi că nu mi-ai pus mâna în cap. Ăla-i cotul. Eu sunt aici și nu-ți dau pasărea. Ba mi-o dai! Mă doare! Mă doare! Nu suport asta! Lasă-mi fratele în pace! Ești descoperit! Nu, puiul meu! Puiul meu! Ce ai făcut, nenorocitule? Știu cum o să mă mim pasărea. S-ar putea să fie o problemă, draga mea. Nu prea știi să zbori. Am luat Olivia. Băiatul meu, ce i-a făcut? Îmi pare nespus de rău. Am vrut doar să testez laserul. Speram că nu funcționează ca să-mi iau banii înapoi. Poftim, ne rănești băiatul și apoi spui așa ceva? Mama m-a învățat să fiu sincer.
Nu cred că ar fi mândră de tine. Dacă aș fi avut poțiuni corecte aici, l-aș fi ajutat pe Mitică. Ți-am spus să-l untancu. Ajungeam mai repede cu el la sediu. Pentru atitudinea ta, iei colivia asta de aici și te duci la primar să-i înapoiezi pasărea și spui că eu am salvat situația să-mi dea bilete pe toate stadioanele pentru tot anul, pentru toate meciurile. Și public spui la presă că nu o să mai faci niciodată experimente. Sigur, sigur asta am să fac. Bun, lasă, să mergem, să mergem. Of, băiețelul meu, nici de meciuri nu mai îmi arde. Problema e că nu pare să aibă leziuni cu laser. Nu înțeleg ce s-a întâmplat exact. Cum adică nu are? Atunci ce a fost? Nu știu, trebuie să mai cercetez. Apropo, voi ați văzut vreo lumină de laser când tot îl flutura pe acolo? Nu, nu, asta e chiar ciudat. Dacă de fapt nu era un laser? Atunci ce să fi fost? Nu știu, dar am impresia că Nerodul de Rujac a pus un obiect greșit în coș care seamănă cu arma laser. Ah, nu mai spun Nerod, îmi amintește de el. Ce facem acum? Nu pot să-l văd așa. Revino-ți, puiule, revino-ți. Aparatul ăsta îl ține în viață, trebuie doar să mai cercetez. O să merg să-i poruncesc să spună. S-ar putea ca nici el să nu știe. Și-a vrut să mă salveze pe mine. Oricum e pedepsit, a venit fără scut. Nu te pedepsesc, doar revină-ți odată. Trebuie să fii bine, Mitică. Haide, te rog, nu vorbeam serios când am zis că nici măcar o insulă pustie nu ți-ar ține prostia în frâu. Mitică, hai, te iubesc. Bine că vă spuneți, nu mai e momente critice. Și dacă nu-și revine, o să rămân singurul prost al familiei? Așa se pare. Nu vreau. Hai, Mitică, revină-ți. Nici măcar n-am apucat și noi să ieșim ca frații. Bravo, gașca lui Mitică. Am rezolvat-o cu toții. Voi l-ați prins pe Rujac și eu pe șarlatan. Fuh, ce bine. Nu mai spune șarlatan. El spune așa. Da, chiar așa spune. Ascultați aici. Am vrut viață veșnică. Nu am vrut să rănesc un copil. Dar vroiam, tot ce vroiam era să gust un papagal. Dar dacă știam că se întâmplă atât de-a belele, n-aș mai fi fost rău. Și tipul care mi-a spus să fac asta, să zic asta la televizor, a spus că vrea bilete gratis la toate meciurile de fotbal. Și cum ziceai că îl cheamă pe acest tânăr? A, dar eu nu știu cum îl chema pe tipul respectiv. Să-mi dau palme. Ziua asta putea să meargă și mai prost? Cum? A mers extraordinar. Îl vom face să știe pe primar. Tu nu ai observat? Ce s-a întâmplat? Doamne, nu... Nu știm exact. L-a lovit cu laserul. Parcă zicea el că e cald în scutul ăla. Adevărul este că te coci în ele. Dar nu are leziuni de laser. Eu cred că a cumpărat altceva. Dar nu știm ce. Îmi vine să-i distrug casa cu tancul. Da, pune-l în funcțiune. Bine că acum suntem de acord. O să încerc și eu să vedem dacă puterile mele ajută. Până nu aflăm, eu zic să nu mai încercăm nimica. S-ar putea să agravăm situația. Păi și dacă... Nu, în niciun caz. Aparatele alea îl țin în viață. Eu vreau să-l văd făcând mizerie în casă și spunând tot felul de prostii și făcând gălăgie fix în momentul mai palpitant al meciului. Să-i spun povești din război. El m-a ascultat cu interes. Și să pună multe întrebări. Să-i citesc povești de seară. Să te faci bine, că de nu ești pedepsit pe viață. Ai auzit?